Ceea ce am învățat până acum și ca un sfat prietenesc din partea mea, niciodată, dar niciodată. Bun, ca să înțelegeți despre ce e vorba, ideea este că o să fie o grămadă de chestii schimbate aici. Am lăsat în momentul de față camera cât mai dezordonată posibil pentru că vreau să facem o diferență majoră, să vă arăt șocul pe care sper să-l am și eu în momentul când o să mă uit la before and after. Nu că așa aș fi eu dezordonat. Hai să vă arăt cam ce o să fie schimbat și ce idee am eu. Peretele ăsta și ăsta de aici, chiar dacă nu prea se vede din cauza pânzei negre, vor fi un negru albăstrui mat, negru spre albastru. Peretele ăsta de aici va fi un alb complet, deci ăsta până pe aici va fi alb complet. Apoi, scăpăm absolut de toată mobila asta, toată asta și chestia asta de aici, scăpăm. Birou, în locul biroului ăsta, birou de streaming. În locul biroului de streaming o să vină un birou mult mai mare în primul rând și o să fie de la ajustabil, care se ridică pe înălțime pentru că este extraordinar de important și vă recomand. Dacă aveți un ban de dat în plus pentru un birou ajustabil în înălțime, vă recomand pentru că într-adevăr contează foarte mult pentru sănătatea voastră, pentru sănătatea spatiului. Este recomandat ca măcar o dată pe oră, un minut să stai în picioare, așa cum recomandă și ceasul. Bun, apoi, studioul să fie schimbat puțin. Nu, sper să nu se simtă foarte mult diferența în momentul filmării, dar o să fie schimbat puțin. O să am și niște plăci de astea de antifonare care deja sunt pregătite, două dintre ele sunt jos aici, imediat. Sunt făcute DIY, sunt făcute de mână, nu sunt comandate nicăieri, deci dulapul ăsta dispare, oglinda de aici dispare. Dulapul pe care l-ați mai văzut în mai multe din videourile mele, de fapt, o să dispară. De fapt, o să fie mutat în altă parte, pentru că o să am un alt dulap care o să aibă niște rafturi și o să fie mult mai ok. Panourile de aici, încă mă mai gândesc ce fac cu ele, dar în schimb aici, în locul panourilor, sunt sigur că o să vină altceva și dacă îmi iese așa cum vreau eu, o să fie o idee extraordinară, o să fie o super faină idee. Și asta, stați așa că nu se vede, că pare că într-adevăr e o plafonieră aici. Da? Aia o să dispară. Adică nu o să dispară complet, o să fie înlocuit, o să fie ceva care arată mult mai bine. Deja am pregătit anumite chestii, aștept mobila să vină. Bun, cu toate astea vreau să vă zic faptul că perioada asta o să fie o perioadă destul de aglomerată. N-o să mai pot posta video, n-o să mai pot filma pentru că n-am unde, pentru că studioul de aici, imediat mă apuc de demontarea lui și vreau să fac asta înainte să mă apuc de fapt de demontarea întregii mobile, în tuturor corpurilor de mobilă care se află în apartamentul ăsta. O să fie ceva super interesant și de-abia aștept, sincer, de-abia aștept să văd cum iese, sunt atât de curios, o să fie o modificare și o să, și niște lumini noi și... Vă invit să urmăriți clipul în continuare. Ideea este că vreau să termin apartamentul, vreau să reușesc să-l finisez, să-l aduc într-un punct în care poate fi folosit la randament maxim, aș putea spune, sau așa cel puțin vreau eu. O să mai fie niște prize smart, o să fie întrerupătoare smart. O, de-abia aștept. Azi când eram la muncă am vrut să sun totuși la JISC. Nu cred că am menționat până acum de unde am mobila, dar dacă am menționat bine, dacă nu, dai de la JISC, nu sunt sponsorizat. Aș fi vrut, ar fi fost drăguț, așa că JISC, dacă vă uitați la asta. Dar trecând peste asta, m-am hotărât să sun la ei, să văd cam când mi-ajunge mobila, pentru că nu aș fi vrut să mă decalez foarte mult cu timpul. Așa că am sunat și mi-au zis că undeva pe săptămâna viitoare, începând de săptămâna viitoare, s-ar putea să ajung. Ceea ce pentru mine mă decala extraordinar de mult și chiar nu voiam să ajung până în punctul ăla, pentru că era deja o săptămână în care eu trebuia să aștept mobila, trebuia să încep să renovez și ajungeam, nu știu, să pur și simplu, o perioadă prea mult sta degeaba, eram blocat efectiv de mobila asta care trebuia să vină. Așa că
Am zis că nu vreau să mai aștept și am intrat puțin pe site-ul lor să văd produsele pe care eu le vreau. Unde sunt, unde le are în stoc, cel mai aproape loc. Și am văzut că majoritatea, adică 5 de 6 produse sunt în Iași. Am zis că ok, bun, ies de la muncă, iau mașina, mai vorbesc cu niște prieteni dacă nu chiar folosesc posibilitatea lor de a transporta marfă și vin în Iași, vin la Jiscu de aici, din Iași, de la Carrefour era, să iau produsele. Așa, și o chestie super, super interesantă, că eu, da, am mai zis prin story-urile mele, sunt super mega căscat câteodată și cred că e a treia oară vara asta când eu rămân fără baterie la mașină. De ce? Pentru că las pornită camera de bord. Las camera de bord pusă în bricheta de la mașină și nu, îți dai seama, eu ne folosim mult mașina, eu merg fără mașină, merg pe jos la muncă și da, și dacă o uit, cam asta se întâmplă, așa că aveți grijă, nu lăsați chestii în priză de la mașină. Bun, cam asta. Acum aștept să vină niște colegi, sper să poată să mă ajute, să văd dacă au într-adevăr toate piesele pe care le caut, că na, pe net ziceau că le au în stoc. Acum sper să-mi iasă toată chestia asta și dacă reușesc să fac asta, o să grăbesc mult mai mult lucrurile și s-ar putea să fie gata mai repede decât vreau eu. Bun, hai că ne vedem acuși. Hei, dar cine are umera și din nou Golden Hour, l-am mai filmat odată aici, avem un video, o să las link în card. Și aștept să vină colegii care ar trebui să vină pe aici să mă ajute, pentru că eu sunt fraier, mega fraier și am rămas fără mașină. Așteptam să vină flota. Deci omul ăsta a zis că ajunge la și 40 și a ajuns. Uite, primul ajutor al Moș Crăciun. Într-un final am reușit, după cred că o oră, o oră și ceva, patru oameni au reușit să cărăm toate bucățile astea și nu toate, mai am prin partea aia la altă, cred că vreo 7-8 pachete în total și din nou, nu sunt toate, mai trebuie să vină biroul, mai trebuie să vină un scaun, dar de-abia aștept să vară finalul, de-abia aștept. Bun, hai să trecem la un mic birol acum și iar filmez asta cu telefonul, știu, dar chiar nu am apucat să pun una pe cameră deocamdată. Facem un birol și cred că o să începem cu demontatul. Hai să vedem cum iese. Ha! Și biroul și nu se putea să nu fac o boacănă. Și anume, în momentul când am adus plăcile în casă, asta mare, n-am așezat-o bine, n-am rezemat-o bine de berete și a căzut și aveam aici ceva, o aplică, mă rog, a fost o aplică, dar na, oricum aveam de gând să o schimb, mai că na, mă gândeam să o păstrez pe aia veche, cine știe, poate o folosesc altundeva. Da, nu mai am nicio șansă acum. Dar vorba aia, am spart ghinionul! Nu! Ceea ce am învățat până acum și ca un sfat prietenesc din partea mea, niciodată, dar niciodată nu lipiți ceva cu bandă dublă adezivă de pereți. Mai ales o oglindă. Doar cu asta mai putut să dau jos. Șmirghiul, cum se zice la noi pe aici. Mai are și o altă de mine? Bun, da, hai, continuăm treaba!
Am văzut că mulți dintre voi au dedus din clipul ăla al meu cu o să-mi fie dor și așa că mă mut și că mi-am găsit apartament. Well, nu sunteți departe de adevăr, dar cumva este complet neadevărat. Adică am un apartament, încă stau în același apartament. Da, este în chirie. Poate o să discutăm despre asta, să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să dezbatem chirie versus rate la un apartament, dar momentan stau aici. Ideea este că am căutat un apartament. De asta zic că nu sunteți departe de adevăr. Am căutat foarte mult, am fost destul de aproape să găsesc unul, dar au apărut niște chestii și o să vă zic rapid ce mi s-a întâmplat și de ce m-am săturat absolut complet și unde am ajuns și ce am ajuns să fac. În primul rând, ca să găsești un apartament ca lumea în ziua de azi, e cam greu să faci asta singur în momentul de față. E foarte greu să cauți proprietari, să cauți dezvoltatori imobiliari, să discuți tu singur cu ei și să le ceri ce ai nevoie sau măcar să vezi ce îți oferă ei, pentru că majoritatea nu-ți răspund. Și așa că am ajuns să apelez la agenții imobiliare. Probabil majoritatea dintre voi, dacă ați căutat apartament sau chirii, ați apelat la un moment dat la un agent imobiliar, pentru că ăsta e jobul lor, nu? Adică ei caută apartamentele, îți văd profilul, îți cer profilul tău să vadă ce cauți, ce te interesează, care este bugetul și ei îți fac match, îți oferă fel și fel de oportunități, fel și fel de opțiuni pentru a-ți găsi tu un apartament. Să facă potrivirea între tine și dezvoltator sau proprietar. Cred că am sunat la 10, 10 de agenții imobiliare în Iași. Nici nu știam că există atâtea. Nu m-a interesat ce-i drept, dar habar n-aveam că sunt atât de multe agenții imobiliare, dar atât de multe feluri în Iași. Mulți agenții imobiliari chiar mi-au râs în nas. Deci asta mi s-a părut lipsă complet de profesionalism. Adică eu le-am zis cam ce caut, ce bugetam, zonele și nu e ca și cum am un buget foarte mic. Nu o să zic ce căutam acum, bugetul, mă rog. Dar se găsea, sigur se găsea, pentru că am și găsit la un moment dat cumva ce căutam, cu mici scăpări care m-au făcut la un moment dat să nu mai pot alege apartamentul ăla, dar se puteau găsi. Asta e ideea. Și mi-au râs în nas în momentul în care eu le-am zis ce caut. Boss, dacă vreodată vezi asta, nu mai face. Nu știu dacă și-a dat seama sau nu, dar l-a bufnit râsul. Dacă l-a bufni râsul de la altceva, nu știu, că i-a spus ceva, o glumă de curând în birou acolo și na, s-a întâmplat să fiu eu la telefon. Ghinion, dar coincidența e prea mare, fix în momentul ăla. O grămadă de agenți imobiliari mi-au zis că ok, te căutăm imediat, să caut și eu în baza de date, să văd ce apartamente găsesc și te căut, te sunăm imediat. Da. Mi s-a întâmplat de câteva ori să nu mi se mai răspundă înapoi. Adică sunam eu iar și iar pentru că na, voiam să văd dacă au mai găsit ceva, să nu aștept neapărat să mă caute ei, pentru că, da, cum v-am zis, nu mă caută înapoi. Și am sunat eu și nu mi se mai răspundea la telefoane. Sau la un moment dat era vorba să mă duc să văd un apartament, chiar gen am vorbisem cu agentul să mergem să vedem apartament, să facem o vizionare. Și în momentul în care am ajuns acolo și sun, nu mai răspundea la telefon. Nu, nu se face așa. Nu. O altă chestie care m-a frustrat complet, pentru cei care sunteți din Iași o să vă fie mai ușor să înțelegeți, dar am căutat anumite zone, eu căutam anumite zone, gen Nicolina, Podul Roșu, sunt zone destul de, nu chiar centrale, dar aproape de centru Iașiului. Și în momentul în care eu căutam anunțuri, puneam zona, căutam după zonă, căutam Nicolina, căutam Podul Roșu, căutam Podul de Piatră, căutam Primăverii, căutam efectiv zona în sine. Și la două clicuri distanță, când intram în anunț să văd detalii, aia nu se poate numi Primăverii sau Nicolina, pentru că sunt la 5 fucking kilometri de zona respectivă. Nu! Eu înțeleg că vrei să pui zona aia că atrage, că na, îți apare anunțul pentru proști ca mine care caută să vadă anunțuri, apartamente din zona respectivă. Dar pierzi timpul amândurora, pentru că eu văd apartamentul, ori te sun, ori nu te mai sun, pentru că îmi pierd eu timpul căutând detalii despre apartamentul ăla să văd exact unde este și ajungem într-un punct în care ori ne pierdem amândoi timpul, ori îmi pierd doar eu timpul și clar nu dau doi bani pe tine ca agent imobiliar. Pune, frate, zona măcar cu 2, nici 2 și 2 km mi se pare mult, dar pune acolo un range măcar, un punct de reper să știu unde să mă plasez. Căutam la un moment dat în anunț, am văzut în Nicolina și sun și îmi spune că da, vedeți că nu e chiar în Nicolina, că mergeți puțin mai încolo, faceți la dreapta și mai aveți de mers 2,5 km până ajungeți într-o intersecție, undeva pe la Belvedere. Din nou, cei care sunteți din Iași, o să vă fie mai ușor să înțelegeți asta. Acolo faceți la dreapta 2,5 km, mai ajungeți nu știu unde și acolo este apartament. Poftim! Și atunci de ce naiba ai pus că e în Nicolina? Că nu-i! Sunt 2,5 km. Nu știu în alte orașe mari din țară cum sunt cartiere, dacă sunt chiar halul ăsta de mari.
Dar aici în Iași nu, 2,5 km a ieșit complet din cartier. Nu, nu funcționează așa. Sau cel puțin mentalitatea asta, nu, nu înțeleg. Adică, cumva, de fapt nu, o înțeleg. Vă ajută pe voi să atrageți views-uri, să atrageți oameni care sună. Dar ce rezultă din toată treaba asta dacă ajungeți cu un client dezamăgit? Nu. Câțiva dintre agenții imobiliari chiar au luat contact mai personal cu mine, în sensul că am început să ne adăugăm pe Facebook, pe WhatsApp și vorbeam direct prin mesaje, nu mai trebuia să sun, să mai stăm ore întregi la telefon, să-mi explice, să-mi arate, să facem pauze genul, doar îmi trimitea direct anunțuri. Și eu am zis, boss, am suma X, limită, atâtea mii de euro, limită, da? Eu nu pot trece de suma aia. De nu am primit, cred că, 10 de anunțuri care depășeau complet suma și la fiecare anunț pe care îl primeam tot ziceam, a depășit limita, depășește limita, depășește limita. Eu înțeleg că e jobul tău și că încerci, na, să vezi, poate prinde fraierul. Și mai era o vorbă că, nu, în acest buget nu găsim. Prietene, dacă îmi dădea banca mai mult, dacă puteam să fac rost de mai mulți bani, nu crezi că ceream altă sumă? Sau eram dispus să negociez plus minus 5.000 de euro, să zicem? Ba da, evident că îți spuneam asta, dacă eu ți-am zis bugetul X, suma asta sunt dispus să o dau, de unde naiba să fac? Dar păi de ce n-ai zis așa, boss? Da, liniștit, caută la 80.000 de euro, cunosc eu un cămătar, imediat vorbește, mă ajută băiatul în două secunde. Ce-i drept, nu o să mai pot face duș după aceea fără degete, că na, pana mea e cam greu cu robinetul ăla, dar am apartament la 80.000 de euro, nu pana mea. Nu! Eu am fost un client, am fost un client al atâtor agenții imobiliare și nu, absolut niciuna, nu mi-a satisfăcut cumva nevoile. Cu toate că am găsit niște chestii, cum îmi pare rău pe de-o parte că unele dintre apartamentele alea nu le-am luat, nu s-a sfârșit prin a cumpăra unul din ele, pentru că găseam mici chestii la fiecare care nu-mi plăceau și am mai impresia că, bă, asta, găsesc eu altul și tot mă afundam și mai mult, în căutările astea, în o grămadă de agenți imobiliari care sunt complet nesimțiți sau care își fac treaba foarte prost și efectiv am ajuns într-un punct în care am capitulat. Deci în momentul ăla am zis gata, punct, nu mai vreau, nu mai suport. Deci aveam stresul de la muncă, aveam presiunea asta că na, trebuia să fac, să filmez, să editez și o grămadă de muncă și în același timp trebuia să mă duc să văd și apartamente, trebuia să suport și toate idioțeniile ăstora. Nu mai puteam, nu puteam să fac față tuturor chestii. Și am zis că ok, în punctul ăsta punem stop. Ca să înțelegeți, toată căutarea asta mi-a plecat cu gândul că vreau să modific studioul, vreau să fac altfel, cumva, să ofer un alt aer studioului, să pot filma mai multe cadre, să fie puțin altfel, mai special, să-i ofer ceva lui acolo și aveam nevoie de un apartament pentru asta, să modific așa cum vreau eu, tot cel puțin așa credeam. Așa că după ce au fost toate chestiile astea cu căutările și așa, am zis că o să caut un alt apartament în chirie și o să vorbesc în prealabil cu proprietarul să zic că ok, uite care e treaba. Eu aș vrea, eu sunt de acord să-ți plătesc suma cu tare chirie, dar dacă mă lași să modific apartamentul, dacă mă lași să fac modificări, să vopsesc pereții, să fac anumite chestii în apartament. Dar apoi m-am gândit, eu stau de 3 ani, deja am 3 ani de când stau în același apartament în chirie, într-o zonă extraordinar de bună, pe care chiar nu aș lăsa-o. Ce ar fi dacă vorbesc cu proprietarul unde stau, să văd dacă mă lasă el să modific apartamentul? Nici 2 minute n-au fost nevoie ca să vorbesc la telefon și el mi-a zis ok, faci absolut ce vrei. Pot să zic că mă simt norocos din punctul ăsta de vedere, pentru că proprietarul este un om foarte mișto și chiar m-a lăsat să fac toată treaba asta. Așa că, acum, o să vă las cu un b-roll cum a ieșit în final, pentru că până acum ați văzut câțiva pași. Nu am făcut, nu am filmat complet în momentul în care montam mobilă, nu am filmat în momentul în care dădeam, pentru că eram destul de stresat să iasă așa cum vreau eu și nu voiam să, nu permiteam să pierd timpul cu filmări și pentru ce? Pentru că filmam ceva și apoi nu ieșea cum voiam eu. Dar într-un final a ieșit cum am vrut eu. Și acum o să vă las cu un b-roll final în care o să vedeți exact cum a ieșit. Și voi, cât am așteptat să fac clipul ăsta, a durat foarte mult să-l editez și acum în sfârșit pot să vă arăt și pot să încep un fel, o serie nouă de clipuri cu alt fundal, cu alte montaje și o să vedeți, o să fie destul de interesant. Vă mulțumesc! Share, like, subscribe, pentru că nu mai vorbim până la finalul videoului, vă las cu b-roll-ul și ne vedem de acum în episodul următor. Ah, clopoțelul la subscribe, clopoțelul și share-ul ajută foarte mult. Mulțumesc încă o dată. Mă înclin în fața voastră, sunteți cei mai tari. V-am pat! Pa!